Bună, sunt Alexandra, bine ați venit la primul episod din The Sportlight din 2017. Pentru că vrem să începem anul în forță și pentru că toată lumea a mâncat foarte mult de sărbători, ne-am gândit să facem niște antrenamente mai intense, prin care să dăm un restart metabolismului, iar pentru asta avem nevoie de Geo. Și l-am ales pe... Bună, Geo! Bună, l-am ales pe Geo pentru că anul acesta, când ne-am cunoscut, nu ne-am cunoscut într-un cadru tocmai prietenos. Am fost într-un detox bootcamp, unde ne-am antrenat cu el și ne-a plăcut foarte mult și cred că el este omul potrivit cu care trebuie să începem anul acesta. Bună, Geo! Bună! Da, e o tabără prin care fiecare trebuie să treacă cel puțin o dată pe an și este cel mai bine să fie făcută undeva la începutul anului, după toate abuzurile. Exact. Da, mai ales că vine și Paștele după aceea și sunt niște antrenamente, într-adevăr, oarecum intense, dar au o mare capacitate de a accelera metabolismul, de a crea un momentum de care putem să beneficiem. Sunt puțin diferite, dar le putem adapta absolut oricui, chiar dacă avem un nivel mai ridicat sau mai puțin ridicat de în fitness. Da. Următorul este chiar acum în ianuarie, nu? Da, în ianuarie mi-am pe sărbători, să avem două legate, una începe la 12 și se termină pe 18 ianuarie, a doua imediat în 19-26 ianuarie. În orice exercițiu de înaltă intensitate trebuie să știm, să fim foarte conștienți că o încălzire este necesară, altfel ne putem accidenta. De aceea trebuie încălziți un pic sistemul cardiopulmonar și sistemul articular. Okay. Da? Facem o mică încălzire, doar minuțele. Hai, picioarele apropiate cu mine, mâinile în șoldul undeva, spatele drepte facinal și avem 10 bucăți, capul dreapta, stânga, ușurel. Ușor, cu mine dreapta, stânga, așa frumos, zâmbește electorală în față. Încă 4 bucăți, ușor, gâtul foarte important să încălzești, încă 2. Și acum ușor, fără să smucești, jos, sus, frumos, jos și sus, încă 2, încă 1 și umerii acum ușor către înapoi, forțează un pic și trage de omoplați în jos, 2, 3, fără mai mare, încă 4, la fel mai avem, încă 2, încă 1, un pic depărtează mâinile în șol și hai cu bazinul, desenează un cerc sub tine, 2, hai cu mine așa, coordonează, invers, senzație. 2. Viața mea sunt josul. Spuneam că începem anul în forță. Și acum un semigenou cu mine, fiind ușor pe călcâie, ridică. 3, ne încălzim ușor. 2, încă una. Și ușor coboară cu mine pe genunchi, rău frumos. Încălzirea schiorului, foarte important, genunchii să încălzim. O mică coordonare cu mine, tot pentru genunchi și în spate. Să ne încălzim cu dreptul în spate, ușor. Hop, și stângul. Sus. Dreptul. 2. Încă una. Și doar un minut, jumping jack, sări ușor cu mine. 1, 2, 3, ușor, mai ușor atrizăm. 3 și ușor cu mine, stai. Stângul, 2 secunde și un stretching, dacă vreți să-l puneți, dacă nu. Deci, mi-a asta foarte groaznic. N-am miștit, ok. Avem corene, eu o să pun pumnii pentru că am o mică problemă la închetură, însă, în mod normal, o facem pe palme, da? Ok. Bun, 10 bucăți avem, să sară inima în sus, ești gata? Da, hai, uite, 1, hop, sus. Simplu, da? Nu să ridic deodată. 2. Când sari, stai o secundă. Să nu arcui spatele. Ții tare abdomenul. În 4, 3, 2 și am plecat. Este 1, 2, 3, 4. Uite acum la acolo. Dacă te uiți la Luca, a rămas la varianta ușoară. Dacă te uiți acum la Alexandra, ea intermediar va sări cu mine acum. Eu merg mai departe și adaug și o flotare. Nu e obligatoriu. Rămâi la care nivel, fie la Alexandra. Încă 2 bucăți mai avem. Așa cu voi ultima. Hai că fac și una. Și cu săritură și cu flotare. Și cu ultima rămânem aici. Mai avem una? Asta ok. Ok, încercăm să venim fără să ridicăm fundulețul, undeva cu genunchiul cât mai în față. Însă fără a ridica fundulețul, da? Suntem gata cu mine? Avem gata. 20 bucăți, cu entuziasm. Una, schimbă. 2, 3, cine poate atenție cu mine? 4, adaugă. 5. Cine nu poate atenție și varianta pe genunchi, ok? Da? Cred că încă. Pauza de sărbători și-a spus cuvântul. Hai că poți. 4, 3, merge, 2, încă, una și sus. Recuperăm un minut. Înapoi în poziție de flotare, te rog frumos. Ha, ce-mi place flotarea asta. Mai aproape. Acolo pleci. Pleci bine acolo. Ok. De aici, da? Doar eu, acum te uitam, da? O să ne răsucim. Și apoi o să devenim înapoi. 1, 2, 3 și înapoi. 1, sus, 1, jos. 1,
Faci un briceag complet, te răsucești și încă una, dacă nu poți. E ok, rămâne cea ușoară. Frumos. Stai cu genunchii îndoiți când faci briceagul. Uite, e mai ușor. La fel pe genunchi te poți face asta când te răsucești. Frumos. Și acum adăugăm două bucățete la mine. E una, încă una, două. Ușor. Hola! Mă uitam pentru genunchi. Vreau să văd exact cum se face. Sunt două flutări. Una, două. Răsucim. Una. Senzație. Hai încă una. Una, două. Frumos. Una. Și sus cu mine. Bravo! Pom. Avem 20 de bucăți sărituri pliometrice din fandare în care ne concentrăm. Dacă nu se poate sări, nu e o problemă, doar pășim în spate până jos. Cine poate însă, adaugă o săritură fără a atinge saltul. Okay. Deci cu genunchii, da? Deci dacă poți, din 20 măcar una, două să sari, însă când aterizezi, fă-o numai pe călcâi și cât mai ușor. Una, două, trei, stai cu mine, patru, cinci, șase. Uite și pe aia ușor, vezi? Când nu merge, frumos. Când cedează gladiolele. Nouă, opt, aoleu, tremură, doi, unu și gata. Încercăm să ne lăsăm pe spate și apoi să revenim fără a folosi mâinile. Una. Doi. Sus cu ea. Șapte. Țin-o așa. Opt. Una. Sus cu ea. Două. Bravo. Super. Eu nu mai pot vorbi, pulsul meu e la maxim. Hai să mișcăm un pic așa. Și, Alexandra, tu cum ești? Am început foarte în forță, dar ne vedem luna viitoare, tot cu Geo, tot cu un antrenament inspirat din bootcamp și cu mai multă forță. Și voi faceți acest antrenament până luna viitoare în fiecare zi. Pa! Pa!